Se poate totuși ca cel care are lucrări de la Duh Sfânt, frații să fie împotrivă, deși prin alți proroci are confirmare. Să nu fie proroci pe tine lui, sau cum să zic. Deci, cei care îi confirmă. Deci, dragilor, haideți să ne înțelegem. Când ceva e alb și orbii vor vedea că e alb. Când ceva e negru și orbii vor vedea că e negru. Că există o perioadă în care profetul poate fi testat. Există o perioadă în care poate fi chiar pus semnul întrebării. E perioada lui dificilă din viață. Dar dacă Dumnezeu vrea să folosească un om, poate sta fiecare membru de biserică în cap, în mâini, poate să se dea, nu știu, cum vrea el, poate să se stea împotrivă, oricum ar sta, Dumnezeu îl acreditează pe prorocul ăla. Și nu îl acreditează prin forțe proprii. Adică nu bate continuu la ușa pastorului, frate, vezi că trebuie să nu știu ce. Deci când devii sistem, deja înseamnă că vrei să-l ajuți pe Domnul. Trebuie să-l lași pe Domnul. Trebuie să spui, Doamne, eu sunt profetul tău, tu faci ce vrei cu mine. Dacă un slujitor care are autoritate în biserica locală îl oprește pe un proroc și prorocul e de la Domnul, prorocul nu-și mai asuma, deci, pentru că el este așezat sub autoritate, el nu mai răspunde în fața Domnului pentru faptul că nu mai prorocește. Răspunde păstorul sau slujitorul care i-a retras dreptul. Și atunci, prorocul adevărat trebuie să spună, Doamne, uite, nu mi se dă ocazia, nu pot folosi darul. Eu sincer înaintea ta, am vrut să fac tot ce mi-ai spus tu. Adu-tu ziua în care să fiu dezlegat. Dezlegat. Și Domnul va aduce. Și-a fost slujitor care nu a putut dormi noaptea, pentru că într-o zi a mers și a oprit un proroc. Și sora prorocului a zis, frate, pe mine a luat o povară foarte mare, că doar eu n-am ce face cu timpul. Dacă dumneata îmi spui ca și autoritate pe biserică, dar nu mai trebuie să prorocesc, Domnul să te binecuvinteze. Dar de acum acolo răspuns dumneata. Noaptea următoare nu pot dormi păstorul și dimineața pe la vreo 6 a ajuns înapoi. Și o trebuie să-i spună, soră, îmi pare rău că te-am legat, poți să prorocești de acum. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Bine, poate dura mai mult, nu neapărat să dureze o noapte. Poate dura mai mult timp, dar dacă un proroc e de la Domnul, având în vedere că biserica lui Hristos, biserica e autentică, nu vorbim despre faptul că lumea nu crede pe un proroc. Asta e ceva de așteptat să nu creadă lumea. Dacă prorocul găsește împotrivire la anumite persoane, și asta e de așteptat. Dar niciodată nu trebuie să facă din împotrivire o lege, adică să se lamenteze, să spună nu mai există proroci, nimeni nu mai crede, nu mai acceptă nimeni. Deci când deja ajungi să pui o etichetă pe o biserică din cauza a două, trei persoane, deja e periculos. Și atunci cred că e foarte important să fie înțelepciune, lucrat cu înțelepciune și să nu fie pătată imaginea unei lucrări într-o biserică din cauza unei persoane sau două, trei. Și încă ceva pot să vă spun, Dumnezeu va acredita persoana care e chemată pentru asta într-un mod neașteptat. Fără ca el să-și programeze lucrul ăsta. Deci, când e o lucrare de la Domnul, Domnul are metodă. Și clar, lucrurile se vor împlini cu da și amin, dacă zic. Și cred că trebuie să cerem lucrări profetice concrete. Da? Prorocul nu trebuie să aibă frică să se prezinte de unde e, el trebuie să spună unde e membru, oamenii care sunt acolo trebuie să aibă o mărturie bună despre el, că vor inventa unul povești sau alții, aia e problema lor, rămân cu invențiile. Dar întotdeauna un om al lui Dumnezeu va avea o mărturie bună.